Lăsat în voia sorții de conducătorii Bucureștiului din ultimii 11 ani, pasajul Basarab, cel mai lat pod hobanat din Europa, este plin de rugină. Ușor și rapid se alege praful și de stația intermodală. Pe peroane au răsărit buruieni, tramvaiele nu mai circulă, iar din 4 scări rulante nu mai funcționează niciuna. Și lifturile au probleme. 2 sunt bune, 2 defecte, iar rugina a început deja să le roadă cabinele. La început Băsescu l-a făcut Maro Oprescu, dar de adoptat, de înfiat, nu l-a vrut nimeni niciodată. Are 11 ani deja, a costat 240 de milioane de euro. Este cel mai mare proiect de infrastructură urbană din România, care mii de tone zilnic și stă la mila sorții și a ruginei. Că l-a pătat rugina și la stânga și la dreapta. Țevile de scurgere sunt și ele roase de rugină, iar stația intermodală de deasupra șinelor de tren a ajuns vece public îngălat și sălbatic. Tramvaiul nu mai circulă pe pasaj de ceva vreme. Șinele au ruginit. Prin gresia peroanelor au răsărit buruieni. Scările rulante sunt defecte. Au ruginit și cabinele lifturilor. Oricum, din 4 funcționează 2, uneori chiar niciunul. Miroase a aici. De ce asta poți să dai? De mi se pare, mersi frumos. Taie de joc. Nu merge benzile, nu merge lifturile, nu merge tramvaiul de un an și ceva de zile să stai cu o linie așa ceva. Cum se face curățenie și pazicii aia care sunt acolo jos, când închid lifturile, când le deschizi și... S-a ajuns în situația aceasta din cauza că pasajul Basarab nu este în responsabilitatea nimănui. Lucrările n-au fost recepționate niciodată, iar din cauza asta nimeni nu repară ce se strică, nimeni nu înlătură rugina, nimeni nu-l ajută cu nimic. Primăria Capitalei zice că pasajul e bine. Cităm din comunicatul remis. Subliniem că nu este vorba de defecțiuni majore care pot pune în pericol siguranța circulației. Cât privește adoptarea cu actea pasajului și trecerea sa în responsabilitatea cuiva care să-l îngrijească, municipalitatea susține că va veni și ziua aceea. Primăria municipiului București va încheia un nou contract pentru expertizarea tehnică a pasajului Basarab, având în vedere că expertiza veche a expirat. După finalizarea acesteia și executarea remedierilor necesare, se va demara procedura de recepție la terminarea lucrărilor, conform legislației în vigoare. Cam așa stau lucrurile, iar dacă între timp se întâmplă ceva rău cu el, nu răspunde nimeni. Speriați!